Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun venit la evenimentul nostru unde continuăm desfășurarea campaniei Uniunea Europeană pentru Moldova Rurală. Campanie care are menirea să reflecte schimbările și realizările din mediul rural, dar totodată și să prezinte oportunitățile oferite de Uniunea Europeană pentru dezvoltarea localităților rurale. De această dată suntem live din studioul virtual din Chișinău, iar tema evenimentului este dezvoltarea integrată a învățământului profesional, tehnic și agricol. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe parcursul acestui eveniment, care are scopul să reflecte îmbunătățirea sistemului educațional, profesional, tehnic și agricol cu suportul Uniunii Europene prin implementarea proiectului Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova. Acest proiect a demarat în anul 2018 și este implementat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare în parteneriat cu Centrul Educațional Prodidactica, cu suportul financiar al Uniunii Europene. Acestea fiind spuse, mă grăbesc să vă prezint participanții evenimentului de astăzi. Așadar, vom discuta în continuare cu doamna Ilona Grunwald, manager de proiecte Agricultură și Dezvoltare Rurală, Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, Rodica Reșitca, șefa Serviciului Știință, Educație și Extensiune Rurală în cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Otilia Sârbu, manager de proiect Agenția Austriacă pentru Dezvoltare, Daniela Preașca, manager de proiect Centrul Educațional Prodidactica, Sergiu Zabolotnăi, director Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație Stăuceni, Ina Griza, director Centrul Metodic pentru Învățământ de pe lângă Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Tudor Dari, agent economic, Gospodăria Țărănească Maria Dari din satul Chetrosul, raionul Drochia, Monica Boian Păslaru, șefă interimară secția Educație, Colegiul Agroindustrial Ungheni, Ludmila Iurcișin, director adjunct Centrul de Excelență Horticultură și Tehnologii Agricole Țaul Dondușeni și Svetlana Rusu, metodist Colegiul Agroindustrial Sfetlui Comrat. Așadar, prezentările de rigoare au fost făcute, iar pentru început vă propun să urmărim o scurtă istorie de succes despre rezultatele tangibile înregistrate în cadrul acestui proiect axat pe modernizarea învățământului profesional, tehnic și agricol. Creșterea nivelului vieții cetățenilor din mediul rural, dezvoltarea domeniului agroalimentar și formarea tinerilor specialiști calificați în Republica Moldova sunt câteva dintre principalele direcții de asistență ale Uniunii Europene. În acest sens, în ultimii ani, instituțiile de învățământ profesional tehnic agricol beneficiază de programe de formări, suport tehnic, participare la expoziții și instruiri în cadrul proiectului cu finanțare europeană DEVRAM. 7 instituții educaționale din învățământul profesional tehnic au avut posibilitatea să-și modernizeze baza tehnico-materială, să doteze cu utilaj și echipament nou laboratoare și ateliere, printre care și școala profesională Bubuieci. Pe lângă faptul că suntem unica instituție din Republica Moldova care formăm muncitori în domeniul floriculturii, mulțumită și grație proiectelor Uniunii Europene și anume proiectului DEVRAM, Dezvoltarea zonelor rurale, profesorii care activează la Comisia Metodică Agricultură și anume meseria floricultură au beneficiat de o serie sau de un șir de formări. Putem să împărtășim abilitățile practice și elevilor cu cele mai noi tendințe în domeniul floriculturii. Instituția a obținut finanțare și pentru montarea unui sistem de irigare modern pentru serele în care elevii petrec practica de studiu. Datorită Uniunii Europene, avem un sistem de irigare modern care ne ajută să punem în practică tot ce am învățat la instruirea teoretică. Germinarea semințelor, creșterea plantelor floricole. Dezvoltarea strategică a industriei agroalimentare este imposibilă fără pregătirea specialiștilor în baza unei curicule moderne. Un progres evident datorită proiectelor cu finanțare europeană a cunoscut Colegiul Agroindustrial din orașul Ungheni și Centrul de Excelență de Viticultură și Vinificație din Chișinău. Mă bucur că învăț în acest colegiu, deoarece acest colegiu este dotat cu echipamente moderne,
ce favorizează studiul personal, dar și a celorlalți elevi din colegiu. Colegiul este dotat cu mașini și utilaje agricole de ultimă performanță. Sistemul IT ce favorizează studiul tuturor elevilor din colegiu, dar și cu un laborator tehnochimic, care ne ajută să studiem mai bine la obiectele de specialitate. Cu suportul Uniunii Europene și anume prin prodidactica, pe centru educațional, noi am avut o asistență financiară în dotarea laboratorului de viticultură. Noi am solicitat să ne ofere deci, posibilitatea de a procura tot ce e legat cu practica în câmp a elevilor. Proiectul implementat de către Agenția Austriacă pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Centrul Educațional Prodidactica și Donau Soia, a contribuit la modernizarea proceselor de studiu teoretic și practic, lucru care va ajuta absolvenții instituțiilor de învățământ să devină specialiști calificați solicitați pe piața muncii de acasă. Componenta educațională din cadrul proiectului de VRAM constituie un buget de 800 și ceva mii de euro. Sunt mai multe domenii de intervenție pentru instituțiile educaționale, printre care elaborarea de curricula noi, printre care instruirea profesorilor, capacitarea elevilor cu noi metode de practică în cadrul întreprinderilor. Pentru prima dată, instituțiile profesional-tehnice vin cu ofertă de formare continuă a adulților. Și, desigur, nu pot să nu menționez și susținerea absolvenților în lansare de afaceri. Victor Orescu administrează împreună cu tatăl său cooperativa agricolă de producere Roada Dumbravei. Tânărul a reușit deja să participe la cursurile de formare și să aplice în practică noile metode modernizate pentru a crea condiții atractive de practică și angajarea specialiștilor în domeniul agroalimentar. Trebuie să aducem persoane tinere în domeniul dat și de aceea la acest curs la care am participat avem ocazia noi, agenții economici, să oferim elevilor practică care considerăm că este necesară. O direcție importantă pentru susținerea și modernizarea educației agricole este ajustarea cadrului național al calificărilor prin elaborarea de standarde ocupaționale și standarde de calificare atât de necesare sectorului, care la fel au fost elaborate în cadrul proiectului de VRAM. Desigur, odată cu crearea unor condiții mai bune de studiu, grație sprijinului oferit de Uniunea Europeană, la sigur că pregătirea profesională a viitorilor specialiști va fi la un nivel cu mult mai înalt. Iar acum oferim cuvântul de salut doamnei Ilona Grunwald, manager de proiecte agricultură și dezvoltare rurală, delegația Uniunii Europene în Republica Moldova. Doamna Grunwald, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Good morning, ladies and gentlemen, invited guests, colleagues and friends! Bună dimineața, stimate doamne și domni, invitați, colegi, prieteni! Thank you very much for the opportunity of greeting you this morning with some welcoming remarks, showcasing the EU support to the technical vocational training delivered through the project development of rural areas in the Republic of Moldova, increasing the competitiveness of the agri-food sector. Vă mulțumesc pentru această oportunitate de a vă saluta în această dimineață cu câteva remarci de salut, prezentând sprijinul Uniunii Europene pentru învățământul profesional tehnic oferit prin proiectul Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova, creșterea competitivității sectorului agroalimentar. Today's agriculture faces many challenges. To be competitive in a globalized world, producing commodities traded on international markets and integrated in regional supply chains. Agricultura în zilele de astăzi se confruntă cu multe provocări. Trebuie să fie competitivă într-o lume globalizată, să producă mărfuri pentru piețele internaționale și integrate în lanțurile de aprovizionare regionale. Being faced also the technology revolution, so from mechanization to digitalization, meeting quality standards and consumer demands, developing marketing intelligence.
La fel, agricultura se confruntă cu o revoluție tehnologică de trecere de la mecanizare la digitalizare. Trebuie să respecte standardele de calitate și să satisfacă cerințele consumatorilor, să dezvolte așa numită inteligență de piață. Economic, social, but also environmental sustainability. You might have heard already of the European Green Deal, the Farm to Fork, or the Biodiversity Strategy. And even more, and very relevant for Moldova as well, adapting to climate change. Este nevoie de asigurat sustenabilitate economică, socială și de mediu. Probabil că deja ați auzit despre Pactul Verde European, de strategie de la fermă la furculiță, strategie privind biodiversitatea, dar și ce este în mod special relevant pentru, și pentru Republica Moldova, adaptarea la schimbările climatice. Therefore, the development of the agri-food chain requires high quality and well-prepared specialists. Prin urmare, dezvoltarea lanțului agroalimentar necesită specialiști de înaltă calitate, foarte bine pregătiți. And this through high quality teaching, up-to-date contents, as on standards, organic agriculture, but also mechanization, the same time preparing these students for the labor market, their employability, and equipping the entrepreneurs with the required life and business skills. Această pregătire se obține, se asigură prin predarea de înaltă calitate, prin conținutul programului de studii actualizat, bazat pe standarde, inclusiv în principiile agriculturii ecologice, dar și mecanizare, automatizare. Și în același timp pregătirea studenților pentru piața muncii și dotarea antreprenorilor cu abilitățile necesare de viață și de afaceri. We also require modern facilities, for example, mechanical workshops, laboratories, greenhouses, and linking the business to the business community research and innovation. Pentru aceasta este nevoie de facilități moderne, ateliere mecanizate, laboratoare, sere și conectarea la comunitatea de afaceri, comunitatea de cercetare și inovare. Through the DEFRAM project, but also other EU support programs in rural development, access to finance for small and medium enterprises, or the LEADER approach, the EU offers the youth opportunities to face these challenges of the future, but also creates opportunities for lifelong learning. Prin proiectul DEVRAM și programe mai extinse de sprijin ale UE în domeniul dezvoltării rurale, sprijinul pentru IMM-urile, comunitățile locale, inclusiv prin abordarea LEADER, Uniunea Europeană oferă tinerilor oportunități de a face față provocărilor viitorului și de a crea oportunități de învățare pe tot parcursul vieții. With this support offered, we hope to support the businesses to access especially high-value markets and seize the benefits of the deep and comprehensive free trade area, but also offer the social economic opportunities in the rural areas, not only in agriculture production, but also on the larger agri-food sector. Ultimately, to contribute to the integrated rural development and improve the quality of life in the rural communities. Uniunea Europeană oferă sprijin întreprinderilor în accesul la piețele performante cu înaltă valoare și beneficiile zonei de liber schimb aprofundat și cuprinzător. De asemenea, oferă oportunități socioeconomice în zonele rurale, nu numai în producția agricolă, ci și în cadrul sectorului agroalimentar mai larg. În cele din urmă, contribuind la dezvoltarea rurală integrată și la îmbunătățirea calității vieții în comunitățile rurale. The EU will continue to support the vocational educational training in the future in partnership with the multiple actors, for example, in the context of the EU for Moldova Local Community Program, among many others.
Uniunea Europeană va continua să sprijine învățământul profesional și tehnic în Republica Moldova și în viitor, în parteneriat cu mai mulți parteneri, de exemplu, în contextul programului comunităților locale UE pentru Moldova și altele. I would like to take this opportunity to thank all our partners for their endeavors that have the past and present successes with the EU support made possible. Aș dori să profit de această ocazie pentru a-i mulțumi tuturor partenerilor noștri pentru eforturile lor care au făcut posibile succesele din trecut și cele actuale cu sprijinul Uniunii Europene. I hope you will enjoy today's showcasing of some of these successes. Our partners will speak for themselves with more details. So thank you very much and enjoy. Sper că vă veți bucura de prezentările de astăzi. Partenerii noștri deja vor vorbi în mai multe detalii despre ele. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și numai bine! Și noi vă mulțumim foarte mult pentru acest mesaj de încurajare. Până a continua evenimentul de astăzi, vreau să ne cerem scuze, stimați urmăritori, că pe parcurs am avut unele defecțiuni tehnice. Sperăm acest lucru să nu se mai repete. Așadar, în continuare vom vorbi despre contribuția și suportul Uniunii Europene la îmbunătățirea sistemului educațional, profesional, tehnic în agricultură, dar și despre perspectivele de colaborare cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. O salutăm în continuare pe doamna Rodica Reșitca, șefa Serviciului Știință, Educație și Extensiune Rurală în cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. Doamna Reșitca, bună ziua! Aveți cuvântul! Bună ziua! Stimată doamna Grunewald, stimați partenerii de implementare Centru Educațional Prodidactică și Agenția Austriacă pentru Dezvoltare, stimați doamne și dragi colegi! După mai bine de 13 ani de activitate pe dimensiunea dezvoltării învățământului profesional tehnic în Republica Moldova, astăzi mă bucur enorm să văd că în sfârșit pregătirea profesională este văzută ca atare, ca unul din factori importanți când este vorba de dezvoltarea economiei țării, ca un bilon de bază a economiei. Și da, cu o pregătire profesională oferită de instituțiile profil agricol din țară, se poate face carieră, se poate atinge culmile succesului. De mulți ani au trebuit să treacă și poate vor mai trece până când se va înțelege că anume o pregătire profesională, adecvată, îndreptată strict spre cerințele pieții muncii, conform a stupării sectorului economic, poate asigura un viitor, poate să te propulseze pe cele mai înalte culmi al succesului în carieră. Sunt multe istorii de succes pe care am putea să le trecem în revistă, despre care am putea să discutăm, dar doresc să vin cu niște cifre sau cu niște date statistice referitor la deschiderea afacerilor în domeniu de către elevi, absolvenții instituțiilor de învățământ profesional tehnic. Dacă în anul 2011 statistica arăta că sub 1% din absolvenții își inițiau propriile afaceri, astăzi sau în anul 2020, ultimele date pe care le avem, statistica ne arată deja că 13% din absolvenții ai instituțiilor noastre își inițiază propriile afaceri în domeniul agriculturii. Schimbarea la fața învățământului profesional tehnic a fost îmbunătățit substanțial, îndeosebi începând cu anul 2011, fiind îmbunătățită administrarea sistemului de învățământ și formare profesională în scopul ameliorării calității procesului de instruire și a rezultatelor instruirii în conformitate cu cerințele pieței de muncă. Este important că toate aceste schimbări benefice se datorează, în primul rând, susținere masive ale partenerilor Uniunii Europene. Și nu putem să ignorăm să nu vorbim despre programul de suport bugetar din jur de 25 de milioane de lei pentru reconstrucția blocului de studii a Centrului de Excelență de Horticultură și Tehnologie Agricole din ZAU. Nu putem să nu menționăm despre actualul proiect al Băncii Europene de Investiții, care acordă peste 12 milioane de euro pentru fortificarea instituțiilor învățământ profesional tehnic implementat de către Livada Moldovei.
Dar totul a început pentru instituțiile din, cu profil agricol în perioada 2011-2013. Atunci, pentru prima dată, instituțiile au beneficiat de asistență tehnică din partea Uniunii Europene în valoare de 21 de milioane de lei pentru dotarea instituțiilor. În cadrul programului bugetar sectorial pentru stimularea economică în zone rurale. Și este dimensionat că anume cu suportul acestui program, pentru prima dată, instituțiile au inițiat și au implementat curricula bazele antreprenoriatului. Ulterior, pe parcursul anilor, cu suportul proiectului Econet, finanțat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare și Ministerul Federal al Învățământului, Artei și Culturii din Austria, în cadrul instituțiilor a fost implementat o nouă metodă de predare inovatoare, orientată spre practică, și anume modelul unei întreprinderi în care activități derulate de o firmă reală devin transparente pentru procesul de învățare. Astfel, în programul de studii, în cadrul instituțiilor de învățământ profil agricol, a fost inclusă disciplina firma de exercițiu. Este important și de menționat și despre Fundația Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein, programul EDAGRI, proiectul EDAGRI și proiectul InfoOrganic, care a susținut necondiționat Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologie Agricole din ZAU la îmbunătățirea pregătirii profesionale. Astfel, cu suportul proiectului, a fost posibil de a extinde posibilități de instruire în practică a elevilor, studierea metodelor de învățare bazate pe proiecte de grup și aplicarea acestora în terenuri didactice care au fost posibile de a le crea de asemenea cu suportul proiectului LED. Consolidarea părților interesate din sectorul agriculturii ecologice și oferirea informației despre metodele de producere ecologică. Și evident, astăzi în mare vorbim despre programul Uniunii Europene Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova, care este finanțat de Uniunea Europeană și Agenția de Dezvoltare Austriacă, implementat de aceeași agenție în parteneriat cu Dunăre Soia și cu Centrul Educațional Prodidactica, care parcursul acestor ani 2018-2021 s-a devenit a fi un partener strategic, un partener loial, un partener care susține întru totul educația agricolă, totul ce ține de agricultură. Datorită proiectului DEVRAM, este posibil de a continua implementarea reformelor structurare în domeniul învățământului și formării profesionale. Datorită proiectului DEVRAM, este ajustat îmbunătățirea dialogului social dintre producători, comitete sectoriale și alte părți interesate. Voi trece în revistă niște rezultate subținte, deoarece în continuare colegii mei, atât de la instituții de învățământ, cât și la centrul metodic, vor veni cu detalii despre rezultatele și parteneriatul în cadrul proiectului DEVRAM, dar este important să menționez că a fost elaborat cadrul de asigurare a calității și a managementul calității în domeniul învățământului și formării profesionale. Se contribuie enorm la sensibilizarea opiniei profesioniștilor din domeniul învățământului și formării profesionale. Se dotează cu echipamentul strict necesar la moment pentru desfășurarea activităților practice. Evident, nu este destul de important și asistența acordată la elaborarea standardelor ocupaționale și standardelor de calificare în domeniul agriculturii. Aș dori să reiterez că am avut un mare noroc de parteneriate frumoase, parteneri buni, fără de care nu am fi mișcat carul deloc. Dar mai avem mult de lucru pentru a ajunge la nivelul european, pentru a concura cu învățământul european. Una din problemele cu care se confruntă învățământul agricol în Republica Moldova este mentalitatea. Ideile preconcepute ale societății civile, dar și a părinților când este vorba de învățământul agricol de profesia de fermier. Aș vrea să fac un apel către societate, că nu este o rușine să fie elev, student la o instituție de profil agricol, ci din potrivă. La fel, aș dori să fac și un apel către dumneavoastră, către partenerii de dezvoltare, pentru a identifica posibilități noi de colaborare, pentru a extinde faza de colaborare în cadrul proiectului DEVRAM. S-a făcut enorm pe partea de îmbunătățire a infrastructurii pe unele domenii, cum ar fi horticultura, viticultura, dar oricum rămâne acoperite unele domenii destul de importante pentru sectorul economic, cum ar fi zootehnie și medicina veterinară. Datorită acestui fapt că nu este acoperit acest sector, se simte o discrepanță între instituțiile de învățământ,
De asemenea, se necesită o asistență specială pentru domeniul mecanizare, electrificare agriculturii, unde este necesară tehnică agricolă și utilaje performante. Și, în ultimul rând, domeniul procesarea, prelucrarea produselor de origine animală și vegetală. Evident, mai există lacune și pe partea de strategie de comunicare, cooperare instituții profesionale, școala generală, mobilitatea economică, mobilitatea elevilor. Aici chiar cred că ar trebui de intervenit prin elaborarea unui mecanism de accesare a fondurilor, dar și de aderare la programe de mobilitate. Aș putea să enumăr în continuu asupra lucrurilor la care mai avem de lucrat, dar este necesar să menționăm că cele realizate și deja modernizate acele instituții, deja există un pas bun și un lucru de care suntem mândri. De această cale vreau să aduc sincere mulțumiri tuturor partenerilor ce au contribuit la îmbunătățirea și modernizarea învățământului agricol și suntem în speranța unor noi colaborări. Din cele spuse de dumneavoastră, reiese că suportul oferit de Uniunea Europeană deja și demonstrează efectul. Avem deja schimbări în domeniul învățământului profesional, tehnic și agricol. Vă mulțumim foarte mult, doamna Reșitca. Trebuie să menționăm că din 2018, odată cu demararea proiectului Dezvoltarea Zonelor Rurale în Republica Moldova, s-a pus accent pe îmbunătățirea capacităților de inovare și educație în domeniul agriculturii, pregătirea forței de muncă calificată pentru o activitate mai eficientă în sectorul agroalimentar, dar și fortificarea capacității instituțiilor de învățământ profesional tehnic din domeniu, având la bază o abordare integrată a învățământului de profil. Mai multe la această temă aflăm de la Otilia Sârbu, manager de proiect Agenția Austriacă pentru Dezvoltare. Bună ziua, doamna Sârbu! Vă ascultăm. Bună ziua, bine v-am găsit! Doamnelor și domnilor, aș vrea să vă salut din numele Agenției Austriece pentru Dezvoltare. Austria este partenera a Republicii Moldova din anul 2004 și de atunci a susținut multe inițiative de dezvoltare durabilă, inclusiv rurală și comunitară în Moldova. Putem enumera proiecte ce oferă servicii sociale comunitare, programe ce stimulează participarea tinerilor, dar și a seniorilor în procesele decizionale locale, precum cu impact sectorial atât în educație cât și în protecția mediului. De mai bine de 20 de ani, ADA investește în învățământul profesional tehnic în foarte multe țări, inclusiv în Moldova. În aceste programe vedem mulți tineri plini de energie și viziune, care vor să învețe, care gândesc creativ și inovator și care doresc de asemenea să-și realizeze visele profesionale. Atunci când este aleasă o carieră, nevoia de securitate, stabilitate și un venit bun sunt de obicei factori determinanți. O pregătire profesională modernă și inovatoare face ca toate acestea să fie posibile. Din anul 2018, ADA implementează un proiect cu impact sistemic major asupra sectorului agricol, dar și a educației agricole, DEVRAM, Dezvoltarea Zonelor Rurale în Republica Moldova, în care partea întâi este dedicată creșterii competitivității sectorului agroalimentar. Agricultura este adesea asociată cu cei săraci. Acest lucru nu mai este adevărat astăzi. Calitatea studiilor agricole s-a schimbat total în ultimul deceniu. Agricultura a devenit un domeniu foarte modern și inovator, bazat pe tehnologii înalte și digitalizare. Agricultura modernă, inovatoare și digitalizată este astăzi sursă decisivă de securitate alimentară și energetică regenerabilă verde, de exemplu, biogaz, biomasă, produse organice. Pentru a acoperi toate aceste nevoi sunt necesari agronomi bine pregătiți. Cererea pe piața muncii de specialiști foarte calificați este mai mare ca niciodată. Pe lângă agronomi, sunt necesari specialiști în marketing agricol capabili să dezvolte piețele, să creeze rețele și parteneriate între producători și consumatori. Multe alte domenii profesionale au nevoie urgentă de specialiști în agricultură, precum industria farmaceutică, meteorologie, reducerea riscului de dezastru, inginerie mecanică, mecatronică, industria alimentară, mașini agricole, tehnologii de mediu,
electrotehnică, industrie chimică, ingineria plantelor, finanțe și știință. Un peisaj profesional incredibil de divers și specializat. Drept urmare, sunt necesari experți agricoli și ei sunt din ce în ce mai căutați în diferite sectoare. Iată de ce ADA susține reforma învățământului profesional tehnic din Moldova, iar împreună cu Uniunea Europeană susține și promovează educația agricolă de calitate, oferind suport metodologic și tehnologic școlilor profesionale, procurând echipament, dotând laboratoare, dezvoltând materiale educaționale, investind în cunoștințele viitorilor agricultori. În cadrul proiectului DEVRAM, contribuim la promovarea agriculturii ecologice și standardelor agricole moderne, atât în rândul fermierilor din Moldova, cât și a studenților la agricultură, introducerea de tehnologii noi. Am dezvoltat noi curriculi școlari, am dotat școlile cu echipamente necesare pentru practică și susținut studenții să-și lanseze propriile afaceri în agricultură. Am depus bazele cooperării dintre întreprinderi și școli profesionale. La fel, proiectul DEVRAM stimulează creșterea producției de soia ecologică în Moldova, oferă instruire și oportunități de export pentru fermieri, susține sectorul de cercetare științifică și contribuie la revizuirea documentelor strategice naționale, precum Planul Național de Dezvoltare a Sectorului de Soia. Și pentru că ecologia și agricultura sunt indivizibile, DEVRAM a dezvoltat un sistem de testare și certificare a producătorilor de soia, dar și a produselor procesate, introducând standarde europene noi la noi în țară. Acest lucru permite consumatorilor din Moldova să cumpere produse certificate ecologice, dar și să sporească capacitatea de export în Uniunea Europeană. ADA va contribui și în anii următori să susțină proiecte majore de reforme structurale în domeniul educației profesionale, atât pentru tinerii specialiști, cât și pentru recalificarea adulților și facilitarea integrării acestora pe piața muncii, cu șanse mai bune de angajare sau de crearea propriilor afaceri, datorită unei pregătiri profesionale care răspunde necesităților zilei de azi. Astfel, suntem interesați de idei inovatoare, multisectoriale cu impact sistemic, în care întreprinderile și școlile contribuie împreună la formarea cadrelor prin revizuirea conținutului didactic care integrează noile tehnologii digitale și care au viziune transsectorială. Agenția Austriacă pentru Dezvoltare are în acest proiect, finanțat de către Uniunea Europeană, doi parteneri de bază de implementare, Asociația Austriacă Donau Soia și Asociația Obștească Prodidactică. Vă întâm să fiți alături de noi ca să facem împreună pasul spre educație de calitate și șanse mai bune acasă. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi, doamna Sârbu. În ultima perioadă, cu adevărat, s-a pus accent anume pe dotarea tehnică a instituțiilor de învățământ profesional. Trebuie de menționat că 7 instituții din domeniul învățământului profesional, tehnic și agricol deja au avut posibilitate să-și modernizeze baza tehnico-materială, să-și asigure cu utilaj și echipament nou laboratoarele, atelierile, loturile didactice, ceea ce fără doar și poate va contribui la îmbunătățirea și pregătirea mai multor generații de specialiști în corespundere cu cerințele pieței muncii. Despre modernizarea și dotarea tehnică a instituțiilor de învățământ profesional realizate în cadrul proiectului Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova ne va vorbi doamna Daniela Preașca, manager de proiect Centrul Educațional Prodidactica. Bună ziua, stimată doamnă! Aveți cuvântul. Bună ziua, stimați parteneri, bună ziua, dragi colegi. Vă salut din incinta Centrului Educațional Prodidactica. Deci mulțumesc în primul rând echipei de comunicare a Uniunii Europene pentru reflectarea învățământului profesional tehnic agricol și în special pentru oferirea acestei platforme de prezentare a rezultatelor proiectului DEVRAM,
proiect implementat de către Centrul Educațional Prodidactica și Donau Soia, desigur cu suportul Uniunii Europene și Agenției Austriece pentru Dezvoltare. În prezentarea mea mă voi referi doar la unele domenii de intervenție în cadrul acestui proiect, având în vedere și restricția de timp, dar vor vorbi mai mulți colegi după mine, de aceea am să rog să afișăm prezentarea. În primul rând, mesajul de susținere a educației agricole noi l-am lansat în cadrul primului forum al elevilor din învățământul profesional tehnic agricol la expoziția Farmer 2019 și invităm cu această ocazie tot publicul larg să se alinieze acestui mesaj și tuturor partenerilor de dezvoltare să susțină în continuare educația agricolă. Pentru capacitarea Centrului de Excelență Horticultură și Tehnologie Agricole, unul dintre beneficiarii principale ai proiectului DEVRAM, s-au depus eforturi considerabile în a dota, în primul rând, secția de formare continuă, cu gândul și cu dorința ca acest centru de excelență să devină un promotor al educației agricole pentru zona de nord a Republicii, dar să fie și un partener de încredere al Ministerului și al altor instituții de educație în formarea și a elevilor, dar și a adulților. Aici am lansat acest centru de formare continuă prin asigurarea și dotarea secțiilor și secției respective cu mobilier, cu echipament tehnic și pe 19 februarie s-a reușit lansarea oficială a acestui centru. Sperăm că vor fi foarte activi și adulții, practicienii din domeniu se vor interesa de ofertele educaționale ale CEHTA. În continuare, vorbim despre alte instituții beneficiare ale proiectului. S-a vorbit despre 7 instituții care au beneficiat de un suport considerabil prin dotarea în cadrul granturilor oferite, dotarea tehnico-materială. Deci m-am referit aici la asemănători, sisteme de irigare, mobilier, echipament tehnic, panouri de instruire pentru electricieni, instalații de laborator, strunguri, aparate, alte instrumente pe care fiecare instituție le-a considerat prioritare și necesare la momentul aplicării la aceste granturi. Deja toate achizițiile sunt utilizate pe larg la orele de practică și ne bucurăm foarte mult că se absorbă aceste intervenții, aceste suporturi de către instituții. O altă arie de intervenție a fost elaborarea unui program în baza necesităților instituțiilor, un program de formare ambițios care a cuprins peste 18 subiecte, dintre care din acele de management pentru fortificarea instrumentelor de management intern și de elaborarea strategiilor de dezvoltare, inclusiv de comunicare. Pe lângă aceasta, formarea de formatori cu scopul ca instituțiile să devină prestatori de servicii, de formare adulților, elaborare de curricula, instrumente ICT, elaborare de standarde ocupaționale și de calificare. Printre două subiecte foarte importante pe care le-am propus ca instruire a fost și agricultura ecologică și standarde de calitate, aceste două domenii atât de necesare astăzi pentru a ne asigura sectorul cu competențe pentru specialiști, dar și în final, cu produse de înaltă calitate. Și nu în ultimul rând, un curs foarte ambițios de elaborare de planuri de afaceri pentru absolvenții anului de studii 2019-2020 și care ulterior au avut șansa să participe și la concursul de suporturi financiare pentru a-și lansa afacerile.
S-a spus de către colegii mei că în acest proiect am reușit și elaborarea standardelor ocupaționale și de calificare, aceste două produse fiind de bază în obiectivul sau pentru atingerea obiectivului de modernizare a curricula pentru învățământul profesional tehnic agricol, pentru că aceste două produse reprezintă voința pieții muncii. Aceste produse reprezintă competențe de care are nevoie sectorul de producere, sectorul de afaceri pentru ca să asigure business-ul cu specialiștii cei mai calificați și cu competențele cele mai moderne. În continuare, vroiam să mă refer la aceste două curricula naționale elaborate în cadrul proiectului, și anume curricula fundamentală pe standarde de calitate și curricula modulară pe agricultura ecologică, două produse elaborate cu suportul experților în domeniu, experților educaționali, dar și practicienilor din domeniul agricol, care au pus umărul ca aceste două conținuturi să fie foarte conforme solicitărilor de modernizare și inovare în domeniul agriculturii. Ambele produse au fost deja validate și sunt acum spre aprobare la Ministerul Educației, cu speranța că vor fi implementate începând cu septembrie 2021 pentru anul de studiu următor, și prin astfel de curricula suntem siguri că Moldova va deveni competitivă atât pentru producția locală, pentru consum național, dar și pentru export, având în vedere înaltele standarde de calitate pentru producția agricolă ecologică. Desigur că nu am putut să nu intervenim și la îmbunătățirea imaginii instituțiilor, și doamna Reșitca s-a referit că la faptul că imaginea învățământului profesional tehnic agricolă este deja una bună și noi ne-am propus să o fortificăm. Astfel, iată, am dezvoltat și elaborat paginile web ale tuturor instituțiilor, 10 instituții din domeniul agroalimentar. Pe lângă aceasta, am elaborat strategiile de comunicare și suntem extrem de bucuroși că toate instituțiile folosesc toate instrumentele de bună comunicare cu publicul larg pentru a pune în evidență rezultatele, metodele de lucru, colaborările și dialogurile pe care le au cu sectorul de afaceri. Vă rugăm să accesați aceste pagini web și să vă interesați la maximum de activitatea acestor instituții. Pentru lansarea formării continue sau formarea adulților în cadrul proiectului, am avut o abordare pe larg a pregătirii acestor programe CVET, și pe lângă faptul că s-au elaborat nou curricula pentru formarea adulților, am și dotat unele instituții cu tot ce a fost necesar ca să fie gata să se lanseze în aceste cursuri, și iată, avem deja 3 instituții care și-au implementat cursurile de formare a adulților. Iarăși, pe această cale, sperăm că publicul larg, în special practicienii în domeniu, se vor interesa de tematicile pe care instituțiile profesional tehnic agricole le pun la dispoziția adulților și să se înscrie la aceste cursuri, pentru că cadrele didactice sunt foarte bine pregătite și instituțiile sunt dotate pentru a pune accent pe o educație agricolă de calitate. În continuare, o să mă refer și la componenta planurilor de afaceri, care iarăși a fost o componentă destul de ambițioasă, cu inputuri sau contribuții din diferite arii. Deci, în primul rând, s-au organizat cursuri
resursuri pentru elaborarea planurilor de afaceri, ulterior finalizând acest proces cu 15 planuri de afaceri elaborate, viabile pentru a fi lansate și acești tineri care au fost incluși la curs sunt gata să se lanseze cu aceste planuri de afaceri, iar 5 dintre ele vor beneficia de suport financiar în achiziția echipamentului necesar pentru lansarea și dezvoltarea acestor afaceri. Deci un premiu este câștigat în valoare de 10.000 de euro, două premii în valoare de 5.000 de euro și două premii în valoare de 2.000 de euro. Cu această ocazie felicit acești 5 tineri și le dorim succese și afacerile lor să devină prospere și să devină promotori și ei la rândul lor la o educație agricolă continuă și durabilă. Vă mulțumim foarte mult tuturor partenerilor în această perioadă de implementare a proiectului și invităm tot publicul larg să se alinieze mesajului nostru, dar și partenerilor de dezvoltare să preia tot ce am realizat în cadrul acestui proiect și să fie fortificat, astfel ca învățământul profesional tehnic să-și continue dezvoltarea și să devină unul dintre domeniile de bază ale economiei naționale, odată ce suntem și țara, dar și avem tineri foarte ambițioși și doritori să devină cineva la noi în țară, acasă. Cu această ocazie sper că evenimentul de astăzi să ajungă la cât mai multă lume și să devenim activi în domeniul și în sprijinul învățământului profesional tehnic agricol. Vă mulțumesc! În prezent, ca niciodată, avem nevoie de cadre calificate în domeniul agriculturii pentru a fi competitivi, a face față concurenței de pe piețele internaționale. Vă mulțumim foarte mult, doamna Preașca, pentru mesajul dumneavoastră. După implementarea proiectului sau prin implementarea proiectului dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova, mai multe instituții din domeniu au beneficiat de suport din partea Uniunii Europene. Unul dintre beneficiari este Centrul de Excelență în viticultură și vinificație din Stăuceni. Discutăm în continuare cu directorul acestui centru, domnul Sergiu Zabolotnyi. Bună ziua! Spuneți-ne, vă rog, ce s-a schimbat la instituția dumneavoastră după ce ați beneficiat de suport din partea Uniunii Europene și care anume domenii ați decis să le modernizați? Bună ziua! Fiind o instituție specializată în pregătirea viticultorilor și vinificatorilor, am colaborat cu, am avut susținere mai corect din partea proiectului de VRAM prin intermediul Centrului Educațional la dotarea laboratorului de viticultură pentru viitor a niște cursuri de formare continuă. Vreau să vă spun că nu numai în dotarea laboratorilor am avut colaborarea cu proiectul de VRAM, dar când am solicitat ce echipamente vrem, deci ne-am gândit la următoarele, ca să dotăm locul de lucru, locul de practică a elevilor, de la curățit, de la tăiatul viței de vie și până la recoltare. Și așa mod noi am dotat 16 locuri, 16 elevi, care au practic tot echipamentul necesar pentru toate procedeile agrotehnice. Cât se referă la cursul de formare continuă, sala de somelie este dotată iarăși, deci 16 locuri individuale, unde fiecare elev poate aprecia clasifice, deci sub, evident, cu ajutorul profesorilor. Deci suntem foarte mulțumiți, le spunem un mulțumesc mare proiectului. Vreau să mai menționez nu numai faptul dotării laboratoarelor, dar vreau să menționez modalitatea.
vreau să menționez cât de ușor noi lucrăm cu aceste proiecte. Este o echipă foarte amabilă, foarte sinceră, competentă și în rezultat au obținut ceva frumos. El aveți posibilitatea să pregătiți tineri specialiști cu mult mai bine pregătiți, instruiți, care să se poată include în domeniul viticulturii și vinificației. De acord, și așa și este. Noi vă mulțumim foarte mult și vă dorim succes, iar noi continuăm să discutăm cu doamna Ina Griza, director Centru Metodic pentru Învățământ de pe lângă Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. Doamna Griza, bună ziua! Bună ziua, stimați colegi! Spuneți-ne, vă rog, în ultimii ani s-a schimbat curricula pentru învățământul profesional agricol și cât de important este acest lucru la ora actuală? O întrebare foarte interesantă. Vreau să vă spun că odată cu implementarea codului educației a apărut oportunitatea de dezvoltare a instituțiilor de învățământ, anume prin dotarea tehnico-materială despre care s-a vorbit, dotarea sau dezvoltarea de resurse umane și inclusiv și dezvoltarea curriculară. Iată, în ultimii ani, curricula actualizată, modernizată sau elaborată se orientează spre cerințele conform cadrul național al calificărilor. De asemenea, în ultimul timp a fost instituită și aplicată instruirea modulară și cea prin sistem dual. Au fost armonizate conținuturile curriculare cu tendințele europene de dezvoltare a învățământului profesional tehnic și, nu în ultimul rând, s-a asigurat flexibilitatea curriculei prin racordarea promptă a formării profesionale la cerințele pieții muncii. Cum am menționat și vorbitorii anteriori, traseul de elaborare a curricula este unul care necesită efort, cooperare, interconexiune a mai multor actori pentru a asigura strânsa corelație a nivelului de dezvoltare a sectorului cu conținuturile de instruire. Și astfel avem la bază standardul ocupațional, care reglementează necesitățile pieții muncii, după care elaborarea standardului de calificare, care descrie competențele necesare pentru locul de muncă și, nu în ultimul rând, curricula, care de fapt reflectă standardul ocupațional și standardul de calificare. De fapt, în ansamblu, standardul ocupațional și standardul de calificare sunt baza, servesc baza pentru elaborarea sau actualizarea curricula. Și menționăm faptul că doar în anul 2020, în cadrul mai multor proiecte externe, au fost elaborate 8 standarde ocupaționale și 11 standarde de calificare din domeniul agroalimentar. Este o reușită și un succes destul de productiv, și astfel ele servesc bază pentru modernizarea curriculei. Conceptorii de curricula, de regulă cadrele didactice cu experiență și practicieni din domeniu, atunci când elaborează sau actualizează curricula, respectă de fapt reperele conceptuale de proiectare, implementare și evaluare. Conform metodologiilor, curricula este recenzată de reprezentanții mediului de afaceri, este avizată de Comitetul Sectorial pentru Formare Profesională, în cazul de față lucrăm cu Agroinvetul, și putem menționa cele mai recente curricula elaborate în ultimii 2 ani, cultivator de legume și fructe, viticultor vinificator, apicultor, cultivator procesator bacifere, mecatronică, mașini și utilaje agricole. Aceste curricula sunt elaborate anume specificând cerințele actuale și cerințele de mâine ale pieții muncii. Și la moment, cum s-a menționat, se pilotează 2 curricula, standarde de calitate în domeniul agroalimentar și agricultură ecologică, conținuturile și competențele cărora vin să alinieze anume formarea profesională cu tendințele actuale ale sectorului agroalimentar. Aceste curricule au fost elaborate cu suportul mai multor proiecte, și cu siguranță este foarte importantă
actualizarea și modernizarea curriculii în mod continuu, în mod fracționat, în funcție de ritmul de dezvoltare a mediului de afaceri. Ați întrebat cât de importantă este și vreau să vă zic că avem un grup, mai multe grupuri, de fapt, țintă, care beneficiază de aceste curricula moderne. În primul rând sunt elevii și cadrele didactice, instituțiile de învățământ, agenții economici și, nu în ultimul rând, și societatea, care, prin dezvoltarea curriculară, este asigurată cu specialiști bine formați, specialiști care se angajează imediat în câmpul muncii și care, la nivel de societate, contribuie la dezvoltarea durabilă a agriculturii, la sporirea interesului pentru dezvoltarea spațiului rural, la reducerea factorului poluanței ai mediului, vorbeam despre gestionarea responsabilă atât a solului, a apii, a energiei, la supravegherea controlului trasabilității produselor agroalimentare. Este important să menționăm că actualizarea sau modernizarea curricula este un proces deschis, este un proces continuu care sporește atractivitatea învățământului profesional din domeniul agroalimentar. Îi orientează pe absolvenți spre autorealizare profesională, spre perfecțiune, spre dezvoltare profesională. Face ca învățământul profesional tehnic să devină mai inovator, mai accesibil, flexibil și, de fapt, oferă și noi oportunități de învățare pe tot parcursul vieții. Este important ca formarea profesională a viitorilor specialiști să se mențină odată cu dezvoltarea sectorului, dar totodată și să anticipeze dezvoltarea sectorului și este foarte actuală zicala sau sloganul care spune că astăzi pregătim specialiști calificați pentru ziua de mâine. Dacă mai aveți întrebări, mulțumesc foarte mult. Și noi vă mulțumim foarte mult, doamna Griza. Indiscutabil că pregătirea profesională a elevilor are o importanță deosebită pentru sectorul agricol. Chiar și producătorii agricole, agenții economici sunt interesați ca aceștia să fie bine instruiți. Unii agenți economici se implică nemijlocit în procesul de formare a tinerilor specialiști. Este și cazul lui Tudor Dari, din satul Chetrosul, raionul Drochea, care gestionează gospodăria țărănească Maria Dari. Este o gospodărie care cultivă legume certificat ecologic și astăzi domnul Darie ne va vorbi despre experiența sa în ceea ce privește modelele de organizare a practicii cu elevii de la Centrul de Excelență din satul Țaul, raionul Dondușeni. Bună ziua, domnul Darie! Mă scuzați. Știți, bună ziua tuturor încă o dată. Când aud cehta, am emoții îndeosebi, deoarece sunt absolvent aceste instituții și dacă cumpărăm instituția cu 10 ani în urmă și a spus că ar foarte bine și ca dorință cei ce ține de colaborarea noastră cu deosebe și ține de programul dat anul trecut, am participat cu domnul direct, găsit contacte cu alte instituții de învățământ pentru a prelua cum organizează ei instruirea practică a elevilor, dar și ține de noi, din totdeauna cu administrația instituției, în discuție s-au pus unde sunt lacune și cum am putea noi să le ilim, teoretică, merge partea
practică a constatat că încă este un pic de lucrat. Și anume în domeniul dat, am hotărât să ne implicăm și noi. De ce? Dintotdeauna am avut un principiu. Tot se percep prin comparație. Dacă e bine, asta este rău. Sau asta place, asta nu-mi place. În condițiile producerii convenționale, care este de bază în Republica noastră, ca alternativă, noi propunem practica pentru studenții elevii de la CERTA să compare cu producerea ecologică, care noi practicăm. Dintotdeauna spunem că absolvind o instituție sau alta, tânărul trebuie să fie, să știe exact ce va face el după absolvire. Am văzut mai mult țări, așa să spunem. Mi-a plăcut foarte mult experiența unor absolvenți din Polonia, când un absolvent de 2 ani mi-a demonstrat o livadă de 4 hectare și ceva, și când a început, cu ce pasiune, am început să vorbească despre, iată ce senzația că el poate să vorbească într-una, la care i-am dat întrebarea la sfârșit. De ce anume ai ales să faci, să ești livadă, să fii horticultor? Dar păi tatăl meu așa a fost, cumnatul meu ăsta, și eu tot vreau să fiu horticultor, adică crescător de mere. Îmi puneam întrebarea ei care au intrat la studii. Tot așa gândesc că după absolvire, iată, el o să devie unul sau altul. Noi încercăm prin, deja din 4 ani la rând, avem studenți la practică și încercăm să le insuflăm că, indiferent ce nu ar alege ei să practice, ce îi faci trebuie să le placă. Așa că noi facem tot posibilul ca să le oferim condiții optime pentru practică. Mulțumesc! Dumneavoastră, asemenea, specialiști ați angajat în gospodărie, dacă ar fi cazul? Sigur că am angajat, dar noi orientăm. Ministerul Agriculturii ca să-și dezvolte afacerile proprii. Tânărul, dar un angajator, când își dezvolți afacerea mai bine, începe a vedea lucrurile bune și riscurile, și noi în cadrul practicii le oferim această oportunitate de a vedea practic. Conexiune, nu știți, cu interzieri. Domnul Darei, vă mulțumim foarte mult. Sperăm că exemplul dumneavoastră poate fi preluat și de alți agenți economici care ar putea la fel să invite elevii de la diferite școli profesional-tehnice pentru a lua cunoștință cu realitățile și pentru a acumula mai multă experiență. La Colegiul Agroindustrial Ungheni deja a fost organizat primul internship. Au elaborat un curs de formare continuă, de perfecționare, începând de la tematică, structură, componență, etc. Discutăm în continuare cu doamna Monica Boian Păslaru, șefă interimară secției educație Colegiul Agroindustrial Ungheni, care ne va spune mai multe despre cursurile de perfecționare și adaptare conform metodologiei de formare continuă. Doamna Boian Păslaru, vă salutăm și vă ascultăm. Bună ziua, stimată audiență! Referitor la subiectul care l-ați menționat dumneavoastră, am avut discuții foarte aprige la acest
capitol, deoarece orice stat, indiferent de nivelul de dezvoltare, are nevoie de resurse umane calificate și de alimentație. Iată, aceste două componente sunt în strânsă legătură și merg mână în mână pe tot parcursul civilizației umane. Referitor la conținutul curriculei care l-am elaborat, noi am studiat foarte mult piața locală, piața regională a muncii și am constatat că foarte mulți antreprenori mizează pe faptul că au nevoie de cadre tinere bine calificate, un aspect. Alt aspect este că pentru antreprenori nu se elaborează, nu se organizează cursuri de formare continuă. Și ultimele, chiar conform unui sondaj, am constatat că ultimele formări continue în domeniul agriculturii s-au realizat mai bine de 40 de ani în urmă. Și iată, luând ca exemplu această experiență a antreprenorilor, am decis ca să elaborăm această curriculă pentru adulți care să încurajeze dezvoltarea agriculturii și a zonelor rurale, cât și să atragem tinerii din zonele rurale în educația agricolă. Am trecut toate etapele de elaborare a curriculei și analiza minuțioasă a pieței muncii, cât și rezultatele implementării acestei curricule și am constatat că agenții economici care au fost implicați în aceste cursuri de formare continuă au realizat în prelucrarea terenului propriu și nu numai pentru terenul propriu tematicile discutate în cadrul subiectelor sau în cadrul curriculei noastre. Subiectele care i-au intrigat pe beneficiarii noștri sunt provocările climatice în contextul zonal. Alt aspect ce ține de dezvoltarea agriculturii sunt tehnologiile agricole moderne în implementarea sau în tehnologia creșterii culturilor cerealiere și culturilor de câmp. Un alt modul care este foarte important pentru piața agricolă și pentru forța de muncă din Republica Moldova este promovarea produsului propriu, marketingul agricol. Datorită susținerii financiare în dotarea tehnică a acestui curs, noi avem posibilitatea ca acest curs să-l realizăm în cadrul instituției, dar și cu deplasări în teritoriu. La elaborarea curriculului am ținut cont de faptul că perioada aceasta de pandemie nu ne va permite deplasarea în diferite regiuni și am adaptat curricula noastră la necesitățile de instruire la distanță. Evident, conexiunea dintre formator și formabil este mult mai redusă, însă în așa modalitate noi vom putea realiza și instrui nu doar față în față, dar și la distanță, neîntrerupând procesul tehnologic de creștere și cultivare, dar și procesul de instruire. Sper foarte mult ca și colegii noștri din celelalte instituții să aibă cele mai bune experiențe de implementare a curriculei de instruire pe tot parcursul vieții. Și noi pentru participare, pentru eforturile pe care le depuneți ca acest sistem într-adevăr să devină unul competitiv. În ultimii ani, o spunea și doamna Reșitca la început, a crescut numărul tinerilor care își inițiază afaceri în domeniul agriculturii și evident că aceștia au nevoie de pregătire. Iar aici învățământul profesional tehnic este foarte important. La Centrul de Excelență din Țaul Dondușeni s-a lansat în formarea adulților ofertă educațională nouă pentru învățământul profesional tehnic. Cum are loc formarea continuă a adulților pentru diverse categorii și grupuri țintă, aflăm imediat de la doamna Ludmila Iurcișin, director adjunct. Bună ziua tuturor! Sunt Ludmila Iurcișin, director adjunct în Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologie Agricole din Țaul. Vă salut pe toți cu drag din secția de formare continuă. Și fac o pauză mai mare pentru că această secție a devenit într-adevăr o casă mare a instituției noastre, care ulterior
oferă o ușă deschisă și o punere la masă a tuturor celor dornici de a se forma în cadrul instituției noastre. După cum a fost menționat în repetate rânduri, am avut posibilitatea inaugurării acestei secții pe data din 19 februarie și, ca urmare, la fel ca și alți colegi din instituțiile agricole, eram în căutare de beneficiari care ar dori să se formeze la acele programe de formare a adulților pe care le oferă instituția noastră, ori prin intermediul proiectului DEVRAM, colegii mei au elaborat două programe de formare la cultivatori de legume și fructe și standarde de calitate în domeniul agroalimentar. Bucură foarte mult că prin intermediul unui alt proiect european care se numește Grădina Școlară, adică prin unirea eforturilor, am putut să avem nu doar această secție de formare care este cu un design deosebit și cu un echipament deosebit, dar să avem oportunitatea de a identifica persoane interesate ulterior și iată am adunat în total 50 de beneficiari la cursul de cultivator de legume și fructe. Suntem la a treia ședință cu experți, colegii mei profesori de specialitate, dar totodată, pe lângă formatorii de bază, avem invitați din mediul economic, unii din ei fiind chiar foștii noștri absolvenți, dar care la moment au propriile lor afaceri, au rezultate și pot să vină să disemineze bune practici celor care sunt interesați. La fel, ne-am preconizat ca această secție de formare să-și aducă aportul nu doar în formarea celor care deja au trecut și sunt absolvenți ai instituției noastre, dar și asupra celor care la moment își fac studiile aici în instituție. Astfel, mai multe activități de rezonanță, cum ar fi conferința de totalizare a lucrului experimental și de cercetare a elevilor, la fel se desfășoară aici, în această sală, și ca urmare avem doi elevi care la conferința republicană s-au învrednicit de premiul mare. La fel, în această sală de formare sunt realizate activități care țin de proiectele de grup, anume idei generatoare de venituri prin prisma proiectelor de grup, totaluri, probleme, soluții și perspective, unde tinerii vin cu anumite rezultate ale activității lor și, bineînțeles, că vin cu unele sugestii chiar pentru îmbunătățirea ulterioarei activități. Dintotdeauna suntem deschiși pentru parteneriate. Și nu am auzit răspunsul domnului Darie dacă ar dori sau nu ar dori ca să accepte pe cineva din absolvenții noștri în calitate de angajat, dar sper că dumnealui cu siguranță o va face, pentru că nu o singură dată elevii noștri l-au avut în calitate nu doar de maestru instructor, dar și formator și persoană de la care să preia bune practici, la fel ca și experți din cadrul proiectului Agricultura Performantă din Moldova. Zic un mare mulțumesc celor de la DEVRAM și pentru faptul că elevii noștri, într-adevăr, se apropie și prin vizitele de studiu pe care le oferă acest proiect ca să meargă la agenții economici și săptămâna trecută am avut două grupe de elevi care s-au deplasat la agenții economici și reîntorși au făcut niște rapoarte prin care au diseminat bunele practici care le-au văzut acolo la agentul economic. Tot din această secție de formare am mai identificat încă o modalitate ca să fim auziți și să facem ca să fie atractive specialitățile care le are instituția. Anume, am inițiat proiectul care se cheamă Oameni și locuri și aducem aici acasă personalități din cele care s-au realizat în mediul economic și numai pentru ca actualii elevi să poată să preia un traseu profesional care ulterior să le mențină
viața lor aici acasă, găsindu-și vocația. Și tot din această secție de formare am mai inițiat o bună practică pentru ca mai multă lume să audă de profesiile agricole, de acele specialități care, cum s-a zis și aici, se asociază cu sărăcia, dar care la moment trebuie să fie depășită această interpretare. Facem vizite de studii la incubatorul de afaceri din centrul de excelență din Țaul, cu invitarea tuturor școlilor din raioane. La moment, până la moment avem deja vizite cu raionul Briceni, Ocnița, Râșcani, Dondușeni, Iedineț, Glodeni și astăzi suntem cu o altă vizită la care vor fi prezenți profesori și elevi din școlile din raionul Florești. Ne dorim astfel ca o întreagă republică să cunoască despre acea dezvoltare de care a avut parte instituția prin intermediul mai multor proiecte cu suportul Uniunii Europene și mulțumim tuturor celor care au avut încredere în colegii mei, în noi ca și instituție și au acordat această posibilitate de dezvoltare pe care, la rândul nostru, încercăm să oferim elevilor noștri și tuturor celor care sunt interesați de a face schimbarea pentru o viață mai bună. Doar împreună putem schimba viitorul. Doamna Iurcișin, noi vă mulțumim foarte mult pentru implicare și pentru optimismul dumneavoastră. Iar acum ne deplasăm la sudul țării, la Colegiul Agroindustrial din Svetlăi, raionul Comrat, instituție care de asemenea se află în procesul de modernizare și formare a specialiștilor pe categorii tematice. La această instituție, cu suportul Uniunii Europene, de asemenea au fost îmbunătățite condițiile de trai, dar și cele de studii ale elevilor. Discutăm în continuare cu doamna Svetlana Rusu, care ne va vorbi despre schimbările care au loc la colegiu, cât și despre pregătirea tinerilor specialiști la ei în instituție. Doamna Rusu, ce îmbunătățiri urmează a fi implementate în instituția dumneavoastră? Bună ziua, stimați colegi de breasă, doamnă expert, coordonatori ai proiectului DEVRAM. Educația adulților reprezintă o direcție importantă de evoluție atât a personalității cât și a societății întregime. Învățarea pe tot parcursul vieții este un proces continuu și reflectă un concept de învățare oriunde și oricând, care creează noi oportunități de proiectare a carierei profesionale. Scopul educației adulților prezintă îmbunătățirea calității vieții prin realizarea accesului la învățare continuă în propriile comunități, cât mai aproape de beneficiari. În anul de studii 2020-2021, Colegiul Tehnic Agricol din Svetlăi a participat în cadrul proiectului Uniunii Europene DEVRAM de implementare a cursului de formare profesională pentru adulți, meseria electrogazosudor. Relevanța proiectului prezintă acoperirea ofertei pieței muncii cu specialiști competitivi în prestarea serviciilor de sudare. Grație suportului proiectului DEVRAM și a coordonatorului Centrului Educațional Prodidactica, a fost elaborată și aprobată curricula cursului de formare profesională meseria electrogazosudor. La moment, suntem în așteptarea achiziționării unui set de echipamente didactice ce va asigura calitatea organizării și desfășurării instruirii pentru adulți. Procurarea unui simulator modern și aparatul de sudare manuală va permite formarea deprinderilor și abilităților necesare cursanților pentru activitatea profesională din continuare. În scopul evaluării interne a programului de formare profesională continuă a adulților, echipa de lucru al secției calității, asigurarea calității, a examinat riguros regulamentul cu privire la formarea continuă a adulților și alte legislații în vigoare, în care sunt stipulate condiții pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de serviciu în domeniu. Și în urma evaluării interne a programului de formare profesională, colegiul a înaintat oferta de autorizare provizorie către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare. Și în încheiere vreau să menționez că Colegiul Tehnic Agricol din Svetlăi, ca furnizor de educație pentru adulți, este în căutare continuă de ofertă din partea Uniunii Europene
menite să sporească calitatea prestării serviciilor educaționale, care la rândul său vor facilita creșterea competitivității sectorului agroalimentar și vor contribui la promovarea atât a imaginii instituției, cât și a specialităților agricole. Vă mulțumesc pentru atenție! Și noi vă mulțumim foarte mult. Iată că suntem pe ultima sută de metri în dialogul de astăzi. Dragi invitați, vă mulțumim foarte mult pentru schimbul de experiență, pentru prezența dumneavoastră. Reamintim celor care ne privesc, am discutat astăzi despre dezvoltarea învățământului profesional, tehnic și agricol în Republica Moldova, la modernizarea căruia contribuie Uniunea Europeană prin implementarea proiectului Dezvoltarea Zonelor Rurale în Republica Moldova, implementată de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare în parteneriat cu Centrul Educațional Prodidactica și suportul financiar, evident, al Uniunii Europene. Evenimentul de astăzi este organizat în cadrul campaniei Uniunea Europeană pentru Moldova Rurală, care reunește invitații și partenerii locali într-un dialog interactiv despre perspectivele zonelor rurale și modul în care Uniunea Europeană susține îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din spațiul rural. Încă o dată vă mulțumim tuturor. La revedere!